Invitații au fost primiți în stil tradițional, cu pâine și sare, dar și o gură de țuică specifică zonei. După ce au degustat produsele tradiționale, reprezentanții delegației japoneze împreună cu autoritățile locale și județene, membrii Comisiei Naționale UNESCO, delegații de profesori din Argeș, precum și oameni de cultură, au vizitat liceul din Domnești, care a fost modernizat și utilat la standarde europene. Punctul meu de vedere și în comparație cu alte licee pe care le-am vizitat, puțin diferit este acest liceu, în special datorită tehnologiei avansate. De asemenea, a plăcut impresionat de studenți, de elevii acestei școli, datorită caracterului lor puternic și de forța lor de a-și arăta plăcerea și dorința de a ne primi. Este un proiect benefic prin care, în primul rând, reușim să stabilim punți de comunicare între două popoare care sunt despărțite de mii de kilometri. Faptul că accentuăm și punem o analiză importantă pe educație și pe cercetarea științifică, cred că arată interesul nostru pentru astfel de proiecte. Aceste acțiuni duc la apropierea dintre cele două popoare și noi, cei din învățământ, vedem, știți că invitații din Japonia sunt cadre didactice, și anul trecut, și sper că și acum o să avem discuții pe teme de învățământ, din care și noi avem de învățat de la dânsii și dânsii de la noi. Important este că trebuie să facem niște pași, să gândim pozitiv, să gândim cel mai bine cum putem să modernizăm învățământul românesc calitativ și cred că vom fi în stare în următorii ani să punem bazele unui învățământ cu adevărat valoros. Schimbul de experiență între cele două culturi a continuat cu undine un spiritul tradiției domnișane, cu o lansare de carte, alocuțiuni, vizionare de film și recitaluri de poezie română și niponă. Delegația japoneză va fi prezentă luni și în orașul Mioveni, unde va vizita grădinița Tic Pitic.